Claudiu, gata vacanța basketbaliștilor. De astăzi echipa se reunește și începe perioada de antrenamente. Într-adevăr, după o pauză destul de lungă, din păcate, cum este la noi la basket, astăzi începem pregătirea pentru sezonul ce urmează. Sper eu să fie de bun augur cu un sezon care să ne încânte la finalul lui de îndeplinirea obiectivă de performanță pe care ni le propunem. Astăzi, într-adevăr, este și reunirea echipei. Din păcate, nu o să avem tot lotul la dispoziție. Dylan Fry, datorită probleme de zbor, încă să întârzie câteva zile și, de asemenea, încă nu am semnat ultimul jucător pe care ne doream pentru a ne completa rol. O să urmeze o perioadă de încărcare fizică, o perioadă care o să fie destul de dificilă, însă sunt convins că jucătorii au fost profesioniști și au lucrat ceva în această perioadă și sper eu ca această perioadă să nu ne afecteze pe planul accidentărilor și lipsele de personal. Veți începe cu o perioadă practic de reacomodare la efort. Da, într-adevăr, primele două antrenamente astăzi și mâine. Astăzi au făcut o parte dintre testele medicale, mâine urmează a doua parte. Vom face două antrenamente de reacomodare cu efortul, după care vom încerca din punct de vedere fizic și în același timp vom încerca să implementăm și unele elemente tehnico-tactice despre care vrem să le aplicăm în acest sezon. Pe când primele meciuri de verificare? Cu siguranță până acum sunt două meciuri acontate la Pitești în perioada 11-12 septembrie. De asemenea, dorim să realizăm și un turneu amical la Târgu Jiu în perioada 17-18 și vom vedea în perioada următoare ce meciuri vom mai putea prelua. S-a schimbat și prima etapă. CSM inițial ar fi trebuit să joace în deplasare la Ploiești, dar datorită implicării Craiovei în cupele europene, CSM va debuta pe teren propriu cu CSM Târgu Mureș. Este adevărat. Din păcate, pe de o parte este bine, pe de o parte nu. Târgu Mureș era una dintre echipele care se anunțaseră prezența la turneul amical la Târgu Jiu. În aceste condiții nu o să mai poată participa și este de înțeles, pentru că urmează etapa la nici 10 zile distanță. În același timp întâlnim o nouă promovată, o echipă despre care nu o să știm foarte, foarte multe lucruri, însă trebuie să ne documentăm, trebuie să ne pregătim și cu siguranță ne dorim să fie un debut cu succes la Târgu Jiu. Ce își dorește antrenorul Claudiu Alionescu de la următorul sezon de Liga Națională? În primul rând să nu avem parte de accidentări grave care să ne precipiteze pregătirea. În același timp doresc să creăm o coeziune cât mai rapidă a echipei. Sunt câțiva jucători noi, însă în același timp am păstrat și un nucleu destul de contingent și asta mă bucură. Și nu în ultimul rând îmi doresc să încheiem acest sezon cum l-am încheiat și pe ultimul, cu fanii alături de noi care să se bucure de performanțele noastre și să creăm și să menținem această frumoasă coeziune fanii echipă care s-a creat.